Să deschidem Sfânta Carte Biblia la Epistola Apostolului Pavel către Romani. Era să zic către români, da? E bine. Capitolul 6, citim două versete, 3 și 4. Pagina în Sfânta Scriptură, 1099. Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Amin. Vă rog să luați loc. Iubiți frați și surori, stimați invitați, dragi candidați la botezul în apă, stimați slujitori, frați pastori, colegi de slujbă, permiteți-mi să vă salut pe toți cu harul, cu pacea Domnului Iisus, Dumnezeu Sfântul să vă binecuvânteze, vă salut din partea Bisericii Betel din Sighet, vă salut și din partea conducerii Cultului Creștin Pentecostal din România, harul și pacea să vă fie înmulțite. E o zi deosebită pentru Biserica Muntele Sionului, o zi deosebită pentru noi toți. Ori de câte ori avem oameni care decid să se boteze, inima noastră tresaltă de bucurie, pentru că vedem că Dumnezeu Sfântul lucrează și Evanghelia are putere. Evanghelia se vestește, așa cum e scris de altfel în Marcu, la capitolul 16, versetele 15 și 16, când Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor care vor deveni apostoli, duceți-vă în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, cine nu va crede, va fi osândit. Ei, de 2000 de ani se predică și eu mă bucur că sunt oameni care acceptă Evanghelia, cred cuvântul lui Dumnezeu. Când pui întrebarea la versetul acesta 16, cine va crede și se va boteza, ce să creadă? Evanghelia. Să creadă acest cuvânt al lui Dumnezeu care este vestit, cum spuneam, de 2000 de ani încoace, fie de apostol, fie de urmași ai apostolilor. Când ne uităm pe paginile cărții Faptele Apostolilor, o carte de natură istorică, acolo putem să vedem cum apostolii, evangheliștii, se duc să vestească cuvântul lui Dumnezeu. Și observăm că unii cred și se botează, iar alții nu cred și resping cuvântul lui Dumnezeu, resping Evanghelia și implicit refuză mântuirea. Dacă ne uităm în Faptele Apostolilor, putem vedea în câteva pasaje modul în care cuvântul lui Dumnezeu a fost vestit, dar au fost unii care au crezut și s-au botezat, iar alții au respins cuvântul Scripturii. Îl vedem pe Filip, cel care se duce să vestească cuvântul lui Dumnezeu, și cuvântul din Faptele Apostolilor, capitolul 12:8, ne spune următoarele lucruri. Citesc. Aici ni se spune în versetul 12, dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Iisus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Nu scrie copii, nu scrie că au fost botezați decât aceia, vă rog rețineți sublinierea, au crezut. Și cine crede Evanghelia, el poate să se boteze, acceptă și botezul. Dacă ne uităm tot în Faptele Apostolilor, capitolul de data asta, 17, predică Apostolul Pavel, o predică frumoasă, o predică deosebită la Atena, în fața unei audiențe selecte, în fața unor oameni care aveau pretenții, că au cunoștințe deosebite, religioși până, dacă vreți, cum zic unii, până în măduva oaselor.
Însă, Pavel îi laudă și le spune, sunteți foarte religioși, dar nu zice foarte mântuiți. Și la un moment dat, când el le vorbește că Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință, ci poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți, unii dintre ei au reacționat, a spune vehement. Zice, de data asta du-te, cu alte cuvinte, își băteau joc de el. Iar alții au zis, asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Adică nu ne interesează. Însă vedeți dumneavoastră, întotdeauna Evanghelia a triumfat. Cuvântul lui Dumnezeu a atins pe unii oameni. Și versetul 34 spune, totuși au trecut unii, au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia era Dionisie Areopagitul, o femeie numită Damari și alții împreună cu ei. Într-o vizită pe care am făcut-o la Atena, mi-au arătat chiar păstorul de acolo, uite aici e casa, documentele sau dovezile arheologice ne arată că aici cândva a locuit Dionisie. Acest om care l-a primit pe Domnul, a crezut. Ei, vedeți dumneavoastră, de 2000 de ani încoace, repet, unii cred, iar alții resping cuvântul lui Dumnezeu. O să mai iau un caz. Merge apostolul Pavel și predică până la urmă la Filipi. Știe că se duce acolo, nu că vroia el, însă Duhul Sfânt i-a vorbit, trece în Macedonia și ajută-ne. La un moment dat, în urma predicării, femeia aceea cu numele de Lidia și alții din casa ei au crezut și au fost botezați. Însă, el ajunge în închisoare și directorul închisorii, care, mă rog, o fi poruncit să-l bată, să-l pună picioarele în butuci și mâinile, la un moment dat se întâmplă ceva deosebit, un cutremur. Omul acesta vrea să-și pună capăt zilelor, însă apostolul Pavel, împreună cu Sila, sunt acei oameni care încep să-i spună despre Dumnezeu. Întrebarea acestui om este, domnilor, ce trebuie să fac să fiu mântuit? Răspunsul este simplu, pe care îl dă apostolul Pavel. Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Știți care e deznodământul? Foarte frumos. Uitați-vă versetul 33. Temnicerul i-a luat cu el, chiar în ceasul acela din noapte. Le-a spălat rânile și a fost botezat îndată el și toți ai lui. După ce a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Ceea ce noi putem observa de aici că este esențială credința pentru botez, pentru primirea Evangheliei și pentru acceptarea botezului. Cei 12 astăzi sunt oamenii care au crezut. Eu le-am ascultat mărturia, le spuneam fraților că am fost online cu dumneavoastră călătorind. Eu vin de la un alt botez, unde au fost și acolo câteva suflete, undeva în localitatea Văleni, acolo, dincolo de deal, cum spunem, și am predicat acolo, m-am bucurat cu ei, cu oameni care l-au primit pe Dumnezeu. Și e o zi, aș putea spune, de triumf. O zi în care oamenii îl declară pe Iisus ca Domn și Mântuitor. Dar vedeți dumneavoastră, oamenii se botează și e un lucru atât de important pe care îl menționează aici apostolul Pavel, în textul pe care l-am citit. Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui am fost îngropați împreună cu El. Și după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Problema cea mai mare este când cineva ajunge să se boteze. Și dacă s-a botezat, e o bucurie pentru el, e o bucurie pentru slujitor, pentru biserică. Dar, rețineți, întrebarea se pune, după botez, trăiește acea viață nouă? Cea mai mare problemă pe care noi o vedem în zilele noastre este problema trăirii cu Dumnezeu. Trăirea
pentru Dumnezeu, trăirea pentru Hristos, pentru a onora pe Hristos, pentru a-L urma pe Hristos cu toată viața Lui. Suntem aici, e o provocare textul acesta, atât pentru mine cât și pentru dumneavoastră. Și mesajul pe care doresc să-l transmit în această zi, am încercat să-i dau un titlu. Cum poate un om după botez să trăiască o viață nouă? Cum poate un om după botez să trăiască o viață nouă? Ei, vedeți dumneavoastră, dacă botezul ar rezolva problema asta a mântuirii, așa, dintr-o dată e mântuit, salvat, nu mai trebuie să facă nimic, ar fi bine, câți nu s-ar boteza. Eu cunosc oameni care mi-au spus că s-au botezat. Însă vreau să vă spun ceva, am fost surprins să-mi spună cineva, nu oricine, un om care a avut o funcție deosebită, un om care, mă rog, a fost cândva în conducerea unei localități, nu spun mai multe că se transmite pe internet și s-ar putea afla, dar auziți ce îmi spune el. M-a chemat să fiu la botezul unui copil al lui și a zis nici cum nu pot că deja sunt plecat. Aveam și, mă rog, avem relații bune și, mă rog, poate și grad de rudenie, un pic acolo cu soția lui și aș fi vrut să mă duc. Dar i-am spus așa, uite, când te botezi, dumneata, vin la botezul tău. Și știi ce mi-a zis? Zice, aș vrea să vezi, zice, eu m-am botezat în Iordan, zice. Dar, zice, m-am botezat, să fiu botezat, dar trebuie să mă botez cum trebuie, înțelegeți? Și mi-am dat seama că sunt unii oameni care chiar la Iordan se pot duce, în Israel să se boteze și nu se întâmplă nimic. Și viața lor rămâne mai departe așa cum a fost. M-am uitat la voi, la toate mărturile pe care le-ați depus, așa, am fost atent, conduceam, oricum nu puteam depăși, că, mă rog, știți ce e astăzi, și am mers vreo 12 km așa, în coloană, că asta e, ce să facem. Și am putut să aud mărturile voastre. M-am bucurat, nu, și că Dumnezeu v-a vorbit și în America și aici, toate, absolut toate le știu, da, eram prezent. Și vreau să vă spun, e frumos, e mișcător și îmi place să aud mărturii. Dar vreau să vă spun că cea mai mare mărturie este mărturia noastră după botez. Cineva recita pe vremuri o poezie. Mă rog, poetul știu cine este. El, poezie din acelea așa mișcătoare, care spun așa, poezia asta spune așa. Mai întâi trebuie să crezi, apoi să te botezi și după acestea două să trăiești o viață nouă. Auzi? Și am zis, Doamne, ce importantă și ce frumoasă să trăiești o viață nouă. Și nu-i simplu că trăim în lumea asta în care suntem asaltați zilnic de forțele întunericului. Trăim într-o lume despre care apostolul Petru și Pavel ne vorbesc, nu? Că trebuie să facem față, nu? Ispitelor, încercărilor, se cita aici, din Filipeni, ultimele versete, Domnule, și acolo e vorba de Evanghelie, nu? Să suferi pentru Hristos, nu-i simplu deloc, nu? Nici nu ne-a promis Dumnezeu un drum din ăsta presărat cu trandafir. Unii gândesc că dacă se botează, toate o să le meargă bine, Domnule, strună! Că o să fie un covor roșu înaintea lor și că vor avea de toate, mai ales dacă le place și teologia asta a prosperității, unde se predică, nu? Că nu mai ești nici bolnav, că ai de toate și câte și câte, nu? Poți să spui multe, realitatea este alta, înțelegi? Și atunci, când privești aici în acest cuvânt al lui Dumnezeu, îți dai seama că nu-i deloc simplu. Cu ani în urmă citeam un tratat asupra epistolei lui către romani, a lui Paul Pomerville. Și omul ăsta, printre altele, când vorbește de botez, el spune așa, botezul este sigiliul pe certificatul nostru de deces, auzi? Ăsta e botezul. E sigiliul acela care se pune că omul acela a murit. A murit față de lume
A murit față de păcat, a murit față de pofte, a murit față de lucrurile acestea, repet, care ne asaltează zilnic. E, da, ne uităm de multe ori că lucrurile nu stau așa. Că sunt anumiți oameni care nu trăiesc viață nouă. Că după botez nu vezi o schimbare, o transformare în viața lor. Și atunci noi avem mari semne de întrebare. Și atunci eu mi-am pus întrebarea, cum poate un om după botez să trăiască o viață nouă? Nu de mult am lucrat la predica asta. Și primul lucru pe care eu l-am constatat și primul lucru care este necesar, scumpii mei, care sunteți aici și astăzi vă botezați, și pentru cei care v-ați botezat și pentru cei care doriți să încheiați legământ cu Dumnezeu și vreți să fiți mântuiți, observați ce este necesar. Am notat lucrul acesta, trebuie să fie o făptură nouă în Hristos. Auziți? Omul care poate să trăiască o viață nouă, rețineți, trebuie să fie o făptură nouă în Hristos. V-ați îmbrăcat cu Hristos. E în momentul când cineva se îmbracă cu Hristos, omul respectiv, el trebuie, rețineți, să devină acea făptură nouă în Hristos. Nu pot schimba, pastor, ia că ți-i aveți aici. Dar noi nu putem schimba. Nici eu, nici ei. Noi nu putem transforma viața unui om. Noi putem predica. Unii pot recita, ca și fratele Neluț, nu? Alții pot cânta, dar noi nu putem transforma, nu putem face schimbări. La noi, chiar am văzut azi dimineață, am prezentat că va fi conferință de tineret sâmbătă și titlul conferinței așa este, tema: transformat prin Hristos. Chiar mi-a plăcut și am făcut deja și aluzii orecum astăzi și la botezul de la Vălen și de la Baia Mare. Și am zis, astăzi vor fi oameni care vor încheia legământ cu Dumnezeu. Dar cel mai important lucru, ei trebuie să devină transformați, auziți, prin Hristos. Când Apostolul Pavel scrie epistola către Corinteni, a doua epistolă, capitolul 5, de la versetul 16, uitați-vă, citim următoarele lucruri. Așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii, da? 2 Corinteni 5 cu 16. Și dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, noi nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Uitați-vă, oamenii au felul de cunoaștere. Mai avem câteva zile și vedem orașele împodobite. Brașă, Pâltinaș și tot ce vreți dumneavoastră, nu? Lumii, Moș Crăciun și Crăciuniță și tot ce vrei. Iisus nu-i nicăieri. Dar oamenii zic, s-a născut Iisus. Înțelegeți? Dar dacă îi întreb una sau dacă îi întreb alta, ridică din numere. Ei au un anumit fel de cunoaștere. Dar observați dumneavoastră, felul de cunoaștere a lui Hristos în profunzime e cu totul altceva. Că în momentul când cineva ajunge să-L cunoască pe Hristos, dar nu în felul lumii, să îmbracă cu Hristos, viața aceea devine transformată, schimbată în profunzime. Și uitați-vă ce spune următorul verset 17. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. O făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut cum? Noi. Se botează câte unul și-l vede cineva fumând. L-am văzut eu odată pe unul și fuma, dar eu l-am văzut de departe, știi? Și el când m-a văzut, m-a băgat de așa în palmă, dar eu doar atât am trecut pe lângă el și a zis, vezi câți arde palmă de urtică, dai bună pace. Înțelegeți? Sunt unii oameni care se botează, dar alea vechi nu s-o duc. Mai pascuns câte un păhărel, mai pascuns câte o scenă din aia care îl incită la tot felul de lucruri, ba mai are anumite lucruri ascunse, nu le știe nici soția, nu le știe nici soțul, vai Doamne să cunoască pastorul sau comitetul, și el se duce așa înainte, el zice, pacea Domnului, el e botezat, el e membru în biserică, dar își permite fel și fel de lucruri. Lucrurile vechi din viața lui nu s-au dus. Vă rog, rețineți, în momentul când cineva se îmbracă cu Hristos, îl lasă pe Hristos să-i transforme viața în întregime, îi schimbă mintea,
îi schimbă limba, îi schimbă ochii, privirile, îi schimbă comportamentul, îi schimbă întreaga viață, îl mântuie, îl salvează de păcatele pe care le-a făcut. Și omul care e mântuit și înnoit prin Iisus Hristos, prin Harul Lui, devine cu adevărat făptură nouă. Îmi place atât de mult textul acesta din Tit, capitolul 3, și puneți, vă rog, de la versetul 3, și asta ne vizează în mod deosebit pe noi, cei care cândva am încheiat legământ cu Dumnezeu. Observați forma verbului, el a trecut. Căci și noi eram altă dată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în bizmă, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, mai departe, dați versetele astea, și dragostea lui de oameni, nu? Mântuitorul nostru și dragostea lui de oameni, observați ce se întâmplă. Că bunătății lui Dumnezeu omul trebuie să răspundă. Dumnezeu își arată bunătatea și Pavel zice la Romani: sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduințe și îndelungii lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu ce face? Te îndeamnă la pocăință. Și când omul răspunde bunătății lui Dumnezeu prin pocăință și dragostei lui Dumnezeu, cum se spunea aici de Ion 3:16, ați auzit că e versetul important, frumos, ei, și răspunde cu credință, nu, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, ca da pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. În urma pocăinței și credinței, Dumnezeu face o transformare deosebită, o schimbare radicală în viața celui om. Și uitați-vă versetul 5. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, Tit 3:5, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou, și atenție, și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, mai ales că a fost botezuri cu Duhul Sfânt. Nu, 17, fratele Nelu, nu, super, frumos. E, dar observați dumneavoastră ce se întâmplă. Înnoirea făcută de Duhul Sfânt, schimbarea aia profundă, pe care, puneți, vă rog, versetul 6. L-a vărsat din belșug peste noi, prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Observați? Și mai departe, ce frumos spune aici cuvântul: pentru că odată socotiți neprihăniți, prin Harul Lui să ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice. Adică un om care poate să trăiască o viață nouă și alții să vadă o schimbare profundă, reală, în viața acelui om, el trebuie să aibă parte, vedeți, de această transformare, de să devină acea făptură nouă în Hristos. Și făptura nouă nu poate face nimeni decât Dumnezeu Sfântul, prin Harul lui Iisus și prin Duhul Sfânt. Domnul să se atingă de voi. Amin. Și să lucreze în voi schimbarea asta profundă. Să nu credeți că botezul o face. Botezul este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Acolo se spune clar. Puneți, vă rog, 1 Petru, capitolul 3 și versetul 21. Unde zice: icoana aceasta mântuitoare, nu? Închipuitoare, vă mântuiește acum pe voi. E vorba de modul cum Dumnezeu a mântuit lumea prin corabia aceea salvării pe vremea lui Noe. Și acum zice aici, și anume botezul, care nu e o curățire de întinăciunile trupești, ci este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos. Și prieteni dragi care sunteți aici, e nevoie pentru mântuire ca omul să depună mărturie cu gura lui, exact cum spune Pavel tot la Romani, capitolul 10. Uitați-vă, aici este cuvântul acesta de la versetul 8. Ce zicea, deci? Cuvântul e aproape de tine, în gura ta și în inima ta. Și cuvântul acesta este cuvântul credinței pe care îl propovăduim noi. Dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Și unde poți face asta? Așa la botez. Pentru aia e botezul. Dar, vedeți dumneavoastră, când omul e sincer și când omul își deschide larg porțile lui Hristos, el intră acolo
schimbă, transformă și omul devine o făptură nouă. Și atunci, omul acela poate să-L onoreze pe Dumnezeu. Țin minte, cu ani în urmă citeam că o tânără l-a primit pe Domnul. După ce l-a primit pe Domnul, ea a început să povestească altora despre Iisus. Practic, ea era o tânără care lucra ca menajeră la o doamnă care avea o casă mare unde ea făcea curățenie, menaj și așa mai departe. Și în timp ce ea încerca să spună altora despre Hristos, tot le spunea că trebuie să fie făptură nouă, trebuie să fie născut din nou și așa mai departe. Și la un moment dat cineva din tineri ei o întreabă, bun, dar ce e aia naștere din nou? Ceea ce a făptură nouă? Ea încerca să-și aducă aminte, așa cum voi ați făcut cateheză cu frații ăștia, și nici cum nu-și putea aduce aminte de definiția nașterii din nou, de factorii prin care se face nașterea din nou. A rămas puțin blocat, ăștia se uitau la ea. Dar ea la un moment dat zice, hai să vă spun, chiar dacă eu nu știu teologic să le explic, însă vă spun eu cum am devenit eu făptură nouă, cum m-a născut Dumnezeu pe mine. Și când eram eu înainte de nașterea asta din nou, de schimbarea vieții, știți, zice că eu lucru la doamna și le-a spus doamna din înalta societate, cu acea casă mare, zice eu înainte de a deveni făptură nouă, zice când măturam, măturam aici, colo, pe sub covor, nu măturam, că zice așa, doamna nu vede. Pă după dulap nu ștergeam praful, că doamna așa n-are vreme, ea atâtea camere, după atâtea dulapuri să se uite, și făceam și eu așa, cum zice românul, de mântuia. Dar zice, de când am devenit făptură nouă? Că se uită doamna, că nu se uită. Că merge să vadă dacă e praf sau după sub covor e praf sau ceva, că șterg eu, că nu șterg. Nu mă interesează. Mătur și sub covor și după dulap și fac o lucrare ca pentru Domnul, că am devenit făptură nouă, m-a schimbat Dumnezeu. Voi ce ziceți? V-a schimbat? Văd părinți. Da colegii de la școală, da soții, da vecinii. Când asta se vede, atunci însemnează că acolo a lucrat Dumnezeu. Domnul să vă binecuvânteze și să vă ajute să trăiți o viață nouă. Dar noi ăștia care mai de demult suntem pocăiți, văd așa vecinii, văd oamenii din jur că într-adevăr suntem făpturi noi, dacă zic văd, e bine. Dar dacă nu văd, e o problemă. Mă rog în această seară ca Duhul Domnului să ne facă o cercetare vie, fiecăruia, și să ne ajute să fim cu adevărat făpturi noi. Amin? Amin. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l observăm, atunci când e vorba cum poate un om după botez să trăiască o viață nouă, răspunsul meu este simplu. Trebuie să trăiască după voia lui Dumnezeu. O să ziceți de unde asta. Haideți să luăm din nou 1 Petru 3, 21. Acolo vedeți că e vorba de botez. Aduceți-vă aminte că în original, când a scris Apostolul Petru, nu erau capitole, nici versete. Capitolele astea pe care noi le avem chiar ieri, am predat aici un curs de Noul Testament, le-am amintit că aceste capitole au fost puse abia în anul 1205. A fost un arhiepiscop la catedrala Canterbury din Anglia. În 1205, acest Stephen Langton, el a împărțit pe capitole. Până atunci au fost încercări în secțiuni, Eusebiu de Cezarea, Eutalio, mă rog, nu vă impui capul eu cu asta. Versetele, mult mai târziu, în 1548, cancelarul universității din Paris le-a pus versete. Vedeți acum ce ușor e, nu? Să apese pe tastatură, dar dacă nu erau capitole și versete, să văd eu cum le găseam. Domnul a dat și harul ăsta. Și atunci când apostolul Petru a scris epistola asta, după ce spune el că botezul nu e o curățare din tinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos din morți, care stă la dreapta lui Dumnezeu după ce s-a înălțat și și-a supus îngerii stăpânirile puterilor. Urmează capitolul 4, dar era un tot întreg, da, unitate. Astfel, da, fiindcă Hristos, spuneți, 4 cu 1 și așa mai departe, a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire.
Căci cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. Și acum uitați-vă bine. Pentru ca în vremea care îi mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Lăsați versetul ăsta, focalizați-vă privirile. Mă aduc aminte că în urmă cu câțiva ani am botezat o bătrânică la Sighet, trecută de 80 spre 90 de ani. Și eu întreb acolo în apă botezul. Și zic, și acum zice, o întreb eu, până când sunteți hotărâtă să-L slujiți lui Dumnezeu? Ea s-a uitat așa la mine și așa într-un grai moroșine. A, păi zice ea, câte zile mi-o mai da Domnul? Auziți, ea nu a mai pus problema. Cum o punem noi, că unii să și feresc să spună până la moarte, văd că și la căsătorii, și la botez, unii o iau, Domne, toată viața, până în veșnicii, și ai câte, numai cuvântul ăsta să nu-l audă. Înțelegi? Dar ea zicea, bă, câte zile mi-o mai da Domnul? Dar zice, vreau să-L slujez, vreau să trăiesc pentru El. Ei, observați dumneavoastră, că un om care trebuie să trăiască o viață nouă, el trebuie să-și pună problema asta, că trebuie să trăiască după voia lui Dumnezeu. Când zilnic zicem rugăciunea asta, și eu tare mă mir de multe ori, că oamenilor atâta de mult le place rugăciunea Tatăl nostru. Țin minte cu ani în urmă, eram la un petrecanie, cum zic ăștia, peste deal, la mormântare, și eu venisem mai târziu, cel care condusese slujba, în timpul slujbei n-o zis un Tatăl nostru. M-a pus să predic, eu încheiat, am venit mai târziu, și bă, deodată, așa, vine... Dar eu trag cu urechea. Dar zice, socru meu, n-a meritat un Tatăl nostru, zice. Păi, tata așa la el, n-a, fratele ăsta s-o sperea, zice, ce poți face? Zic, oi face ceva, stai. La ieșire din ogradă, din curte, cum cântăm noi o cântare, nu? Că mai sunt vă două, trei minute până vom ieși din curte. Știți cântarea? Nu, zic eu, acolo las că rezolvăm problema. Am stat, am zis câteva cuvinte și am zis un Tatăl nostru. Domnule, s-o lumina la față. Atât era de bucuros. Ori de câte ori m-am mai dus în localitatea aceea la înmormântări, venea direct la mine, dădea mâna, era bucuros. Am zis, bă, pentru unii, Tatăl nostru, rugăciune, e un calmant. Sau, dacă vreți, dintr-o dată le schimbă starea, domnule, ca medicamentele astea, îl face să fie vesel. Dar stau și mă întreb, noi ne rugăm zilnic. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. No, bun, cât de preocupați suntem noi să facem voia lui Dumnezeu, dar nu cântăm noi frumos. Voia ta, voia ta să se facă în viața mea. Și dacă sunt cântăreți din ăștia care o pun așa pe un rit din ăsta, mai că-ți vine să ridici mâinile și să te miști în stânga, voia ta, voia ta să se facă în viața mea. Dar când te uiți, numai nu aveți făcut. Înțelegeți? Când te uiți la viața lor, e cântare, zice. Dar rămâne doar la cântare. Dar uitați-vă, aici spune Apostolul Petru într-un mod clar, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Și versetul următor clarifică. Ajunge! Când trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujirii dolești. Neîngădui. Și acum mai vezi pe creștinii noștri moderni. Îi vezi pe la ospețe, apă zice, e nunta lui Vâru, e nunta lui Coptilu, e nunta lui ăla. Și ospățul e ospățul, și chefui e cheful. Și acum că e 8 martie, că-i asta, că-i asta, îi vezi pe credincioși, a zice, la servicii, ziua șefului. E ziua directorului și îl vezi pe credinciosul nostru cu paharul în mână și stă frumos, dar el e creștin, el zice, pacea Domnului, dacă se cântă merem în rai, dar când era fratele Ovidiu regretatul cântăreț, ne cânta, hai în rai, ce mai stai? Și atât erau, cum zic americanii, happy, numai să vedeau că merg în rai. Oameni buni, să nu ne înșelăm, că se înșeală atâția creștini în zilele noastre. Că ei se roagă Tatăl nostru, că ei se botează, dar numai după voia lui Dumnezeu nu trăiesc. Ei nu sunt gata să renunțe la poftele oamenilor. Ascultați-mă bine, stimați candidați. Apostolul Petru spune în 1 Epistolă, capitolul 2, versetul 11. Prea iubiților, vă sfătuiesc
ca pe niște străini și călători, să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Voi declarați azi război. Și diavolul va căuta să lovească în voi. Poftele astea sunt nenumărate, zicea un renumit scriitor rus, că au și lucruri buni. Și ăsta era Gogol, Mecola Hohol, mă rog, rușii zic Nicolae Gogol, a stat la baza literaturii ruse. Era un ucrainean care, mă rog, nu intru în detalii, că apoi ies altele. Și auzit ce spune el, că poftele din inima omului sunt nenumărate, zice, ca nisipul de pe țărmul mării. No, câte pofte nu sunt? Dar câte porniri nu sunt, nu? Sau vorba lui Augustin, marele om al secolului 5, începutul secolului 5. El zice, păcatul este o părăsire a lui Dumnezeu și o preferință a omului pentru plăcerea lui. No, câte preferințe pentru plăceri nu sunt? Și așa oamenii au plăceri pentru una, preferință pentru alta și apoi încearcă să-și acopere lucrurile, dar ei sunt creștini, ei sunt religioși, ei mistici dacă vreți, ei sunt dogmatici, cunosc toate lucrurile. Vorba lui Steinhardt, evreul ăsta convertit la creștinism, care într-o zi zice creștinismul e religie și e. Creștinismul e dogmă și e, creștinismul e morală și e, creștinismul e mistică și este. Dar mai presus de toate acestea, auzi ce spune el, e un mod de a trăi, e o relație, e o soluție și e rețeta fericirii. Și când e rețeta fericirii? Știți când e rețeta fericirii? Când te uiți și puneți, vă rog, Iacov, capitolul 1, versetul 25, puneți, vă rog. Cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care e legea slobozeniei, și va stărui în ea nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Uitați-vă dumneavoastră, legea desăvârșită e Scriptura, e legea slobozeniei, și când ne eliberează Hristos, și când ne scapă, nu, ajungem la cunoștința adevărului, există acel cuvânt pe care îl spunea Iisus în Ioan 8:32. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos. Și nu mai depinzi de un păhărel, nu mai depinzi, știu eu, cum zic unii, vara că li sete și potolește o bere rece setea. Unul tot făcea apologia unui pahar cu vin, iarna, că vine gerul, și zice, frate, mi-a zis, un pahar de vin, așa, ca te încălzește. Și zic, ai grijă că te-a încălzit, și l-a încălzit. Așa l-a încălzit, că vi-l aș arăta acum unde să, că l-a încălzit, că eu trebuie să-l încălzească. Ei, vedeți dumneavoastră, sunt lucruri pe care noi credem așa, că facem teologie cu dogme, cu învățături, dar uitați-vă bine. E modul acela de a trăi. Și când legea aia desăvârșită a slobozeniei, da, tu pătrunzi în ea și lași pe ea să te pătrundă, tu devii slobos, trăiești o viață de pace și de liniște. Lui ne spunea Țuțea, acest filozof, care, mă rog, într-o împrejurare, după Revoluție, a scris următoarele lucruri, zice, slobozenia, libertatea, e partea divină din om. Adică asta o face numai Dumnezeu. Îți da acea slobozenie care te face liber să trăiești pentru Hristos și să faci voia lui Dumnezeu. Asta trebuie să urmăriți. Iar noi cei care suntem aici, frați și surori, nu cumva să ne înșelăm că suntem credincioși, am fost botezați și cu asta am rezolvat. Nu, nu, nu. Trebuie să trăim o viață nouă. Și trăirea unei vieți noi este trăirea aceasta după voia lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Să trăim după voia Ta, să facem ce este plăcut Ție, ca atunci când vei veni pe norii cerului, când vei veni să-ți duci mireasa la Tine, să putem intra acolo. Ca a zis Domnul Iisus în predica de pe munte, în Matei 7:21, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este unde? În cerul. Doamne, ajută-ne! Și în ultimul rând, pe scurt, al treilea lucru pe care aș vrea să-l observăm aici, cum poate trăi un om, da? După botez, o viață nouă, răspunsul este, trebuie să-și dedice viața slujirii lui Iisus. Auziți?
trebuie să-și dedice viața slujirii lui Iisus. Ca să vezi pe cineva că trăiește o viață nouă, îl poți vedea prin prisma dedicării lui, prin prisma slujirii lui. Întreb pe unii creștini, tu ce faci? Sunt credincioși despre care spunea într-o împrejurare un gânditor creștin, sunt creștini care nu fac nimic, dar nu există creștini care să nu aibă nimic de făcut. Înțelege, sunt mulți, dacă întrebi, tu ce faci? Apoi el stă. Și apoi poate îl mai mișcă așa la câte o mormântare, când se cântă, merge voi cu mâna goală înaintea Domnului și îl prinde durerea de cap, bă, dar eu n-am făcut nimic, eu stau liniștit în banca mea, eu poate știu să critic, știu să zic de una și de alta, dar eu nu mă implic în nimic, că eu pot sta liniștit. Uite câte locuri mai sunt aici pe la cor, nu? Dar e greu să stai la repetiții câteva ceasuri și să înveți, mai bine stai liniștit, nu? Îți tineri care ar putea să se implice, dar stau liniștiți, își văd de treabă lor. Oameni buni, uitați-vă pe ce mă bazez. Când Domnul Iisus a stat de vorbă cu niște greci, și lucrul acesta e consemnat în Ioan 12 cu 25 și 26. Grecii ăștia vor să știe despre problematica asta complexă a vieții. Îl întreabă pe Domnul Iisus de una și de alta. Și Domnul Iisus în Ioan 12 cu 25 zice așa: cine-și iubește viața în lumea aceasta o va pierde, dar cine își urăște viața, auzit ce spune acolo, o va păstra pentru viața veșnică. Și apoi următorul verset, uitați-vă ce spune: dacă îmi slujește cineva, să mă urmeze, și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinstit. Trăirea unei vieți noi, ea se poate vedea prin prisma dedicării noastre, prin prisma slujirii noastre, nu? Ei, s-o cântat și acum, dar am luat hotărârea, înapoi nu voi da, cu privirea doar la cruce, lumea întreagă voi lăsa. Nu va fi deloc rușine să afirm că sunt creștin. O, ce frumos să cântă. No, dar cum o afirm? Stând cu mâinile în buzunar? Noi toți zicem, i-am văzut la întâlniri de tinere și aici la voi. Mai, când eram mai tânăr, veneam la tinere, dar și eu sunt mai de mult, ce să fac. Și apoi erau aici tineri, o, să-mi pleacă, să vezi când se cânta cântarea, sunt aici, la dispoziția ta. Ei, ce dădeau frumos din mâine, am fost în alte biserici și am văzut peste toți, cum mai zic eu câteodată, zici că erau elicele de la elicopter, sunt aici. E, numai duminică sunt aici. Dar când întreabă că trebuie mers undeva, unde-s? E simplu să zici, dar e mai greu să faci. Și ascultați-mă, viața nouă este o viață care nu poate fi privită prin prisma dedicării noastre. Cântăm noi cântarea asta, eu știu de când eram copil. Numai odată tu trăiești și cui ai vrea să-i slujești? Numai o inimă tu ai și cui ai vrea să o predai? O, de-ai slujitul lui Iisus și inima să o îndrepți în sus, Iisus ar fi stăpânul tău, iar tu ai fi copilul său. Atunci întreagă viața ta cu bucurie ai cânta și ai spune pururea oricui ce dulce-i fericirea lui. Și să știți că e dulce fericirea asta când îl slujești pe Iisus. Când ești un slujbaș al lui Hristos, eu când mă uit la finalul vieții lui Pavel, ți se rupe inima când stă de vorbă cu prezbiterii de la Milet, stă acolo împreună cu ei, are 3 călătorii misionare în spate, omul ăsta care a răscolit lumea, omul ăsta care și-a pus viața în joc, citiți 2 Corinteni 11 și veți vedea prin cât i-au trecut. Ei, omul ăsta când e vorba de slujire, în capitolul 20 se uită la prezbiterii aceia și printre lucrurile pe care le spune din versetul 24, el spune așa, 20 cu 24, dar eu nu țin numai decât la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus, ca să vestesc Evanghelia Harului Lui Dumnezeu. Auzi ce-l interesa? Să-mi pot sfârși cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o. Fiecare primim o slujbă. Fiecare putem lucra pentru El. Trebuie să ne gândim cum lucrăm și trebuie să ne gândim că trebuie să sfârșim cu bine. Doamne, ajută-ne! Vă doresc drum bun pe calea slujirii.
să vă dea Domnul har și să fiți buni slujitori. Și mărturile astea sunt înregistrate și poate peste ani se va uita cineva și vă va identifica și vă spune, uite, tinerele astea, băieții ăștia, surorile acestea, au zis în acea zi de 3 noiembrie că vor să-L slujească pe Iisus, să-și dedice viața, slujiți-L cu credincioșie și scumpătate. Frați, surori, cei care ați încheiat legământ cu Dumnezeu, gândiți-vă bine, trăiți o viață nouă, ea se poate vedea prin prisma slujirii. Cum ați slujit până aici? Cum a fost slujirea voastră? Sunt întrebări la care trebuie să răspundem. Mă rog ca Duhul Domnului să cerceteze adunarea și să ne ajute pe toți să luăm decizia de a-L sluji pe Domnul. Pentru că în urma slujirii ați auzit, unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Și ce va face Dumnezeu? Ce va face Tatăl? Îl va cinsti. Vreți asta? Dorim cu toții, Doamne, ajută-ne! Prieteni dragi care sunteți aici, botezul nu-i ceva simplu, e o poruncă a Domnului Iisus. Ei o duc azi la îndeplinire, dumneata ai dus-o? Dacă n-ai adus-o, înțelege că în urma ascultării cuvântului lui Dumnezeu, credința este cea care poate să te conducă la botez. Și dacă accepți asta, și noi toți cât suntem aici, înțelegem că trebuie să trăim o viață nouă. Cum poate trăi cineva o viață nouă, un om să trăiască o viață nouă? În primul rând trebuie să devină o făptură nouă în Hristos. Doamne, ajută-ne! În al doilea rând trebuie să trăiască după voia lui Dumnezeu și în al treilea rând trebuie să-și dedice viața pe altarul slujirii lui Iisus. Doamne, ajută-ne! Amin! Amin.